Bună seara și bine m-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm în această seară despre politică, despre coaliția de guvernare. Vedem că e în continuare incertitudine. PNL și USR Plus sunt la cuțite. Sunt congrese și de o parte și de alta. PNL la sfârșitul acestei săptămâni. USR Plus e în febra alegerilor. Tocmai se alege online președintele partidului. Va ține congres celălalt weekend, la începutul lunii octombrie. Deocamdată nu sunt foarte multe noutăți în ceea ce privește o eventuală împăcare. Toată lumea speră să se întâmple acest lucru. Toată lumea din USR, poate că și din PNL sunt câțiva. Dar vedem că tema centrală e legată de cine va fi președinte la PNL și evident cine va fi președinte la USR Plus. Discutăm despre toate acestea, despre ce se petrece pe scena noastră politică cu Dragoș Tudorache, europarlamentar USR Plus. Domnul Tudorache provine din fosta aripă, să spunem, Plus. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce să înțelegem noi de aici, de la Iași, din balamul ăsta național între PNL și USR Plus? Bun, ce se înțelege peste tot în țară, și anume faptul că iată un premier pe care noi îl considerăm neadecvat pentru această funcție a reușit să aducă această criză și această tensiune în coaliție. O coaliție care la începutul acestei guvernări, în urmă cu 10 luni de zile, se așezase, cred eu, pe un program de guvernare foarte bun. Deci existau niște animozități între lideri și n-aș spune tensiuni, dar erau niște semne de întrebare vis-a-vis de cât va ține coaliția, pentru că se știe că PNL, o anumită orientare, USR Plus, vor ceva mai repede să întâmple unele lucruri și atunci din ciocnirea asta nu dădeau mulți șanse. Eu vă spun cu toată sinceritatea că noi am crezut în premierul Cîțu, de altfel de aceea am și decis atunci în decembrie să-l susținem și să-l propunem pentru funcția de premier și se știe foarte bine că noi am fost cei care au tras foarte mult pentru nominalizarea dumnealui. Și am crezut, în ciuda acestor diferențe, să spun, de viteză referitoare la reformele importante pe care noi le-am considerat utile și esențiale pentru modernizarea României, exista această percepție privind o diferență de viteză și o diferență de angajament real pentru aceste reforme. Noi am considerat față că premierul Orban, Cîțu, adică avea o viteză în plus. Haideți să spunem față de ceea ce Partidul Național Liberal arătase până atunci, ca și voință de schimbare și voință de reformă. Însă noi am crezut că Florin Cîțu vine cu o agendă reformatoare și că poate trage Partidul Național Liberal după sine în această ambiție. Și în discuțiile cu dumnealui la începutul guvernării am primit toate asigurările că așa se va întâmpla. De aceea am decis să avem încredere în dumnealui și de aceea am pornit, repet, cu încredere în această coaliție. Ceea ce s-a întâmplat însă în aceste 10 luni, din păcate, ne-a demonstrat că acea încredere a fost prost plasată, pentru că toate angajamentele, și nu doar cele de la începutul guvernării, ci și cele care au venit pe parcurs, și după criza din primăvară cu demiterea ministrului Voiculescu și în ceea ce privește reforma pe justiție, SIJ-ul, PNDL-ul apoi și toate celelalte elemente pe care noi le considerăm importante, depolitizarea în deconcentrate în toată țara, organizarea de concursuri, deci sunt lucruri pe care noi le-am asumat față de electorat, le-am pus cât se poate de transparent în programul de guvernare, le-am negociat la acel program de guvernare și ne așteptam ca premierul Cîțu să fie unul dintre garanții sau aș spune chiar garantul principal pentru a ține acel calendar și a ține acel angajament. Da, inițial ați obținut acele promisiuni de la el că toate aceste lucruri vor merge înainte și că se va face reforma? Fără aceste angajamente, nici nu am fi intrat în această coaliție. Bun, și atunci ce l-a schimbat? Anunțul intrării în cursă a fost influențat de colegii de partid sau și-a dat el seama că trebuie să fac un pas în spate? Eu nu vreau să speculez pe procesele interne nici în PNL, nici în persoana Florin Cîțu. Dacă ne uităm la cum s-a comportat în această perioadă, tind să cred că și e o chestiune de caracter. Domnul Cîțu și-a încălcat niște angajamente, ne-a mințit de multe ori pe față în ceea ce privește pașii și măsurile pe care le va lua. Dacă e să luăm momentul declanșator al acestei crize, și anume acest PNDL 3, am avut
toate garanțiile din partea lui Florin Câțu, inclusiv în ședințele formale ale coaliției, că acest program nu va fi adus în ședința de guvern decât atunci când toți cei trei parteneri din coaliție sunt pregătiți, după ce conținutul este bine articulat și credem cu toții în el și când celelalte garanții esențiale din punctul nostru de vedere, și anume rezolvarea în Parlament a restanței pe SIJ și reforma justiției, sunt îndeplinite. De ce? Pentru că atunci când pui atât de mulți bani în mâinile autorităților locale, lucru care până acum, dacă ne uităm la istoria PNDR 1 și PNDR 2, nu a dus decât foarte multe suspiciuni de fraudă și corupție, atunci este important să ai și garanțiile în sistemul judiciar că se vor gestiona bine acești bani și vor apărea și sancțiuni atunci când apar derapaje. Bun, dar stăm întotdeauna când se iau decizie bruscă, și în viață, dar și în politică, te pui în pielea personajului, adică nu s-a gândit că poate duce sau poate crea o ruptură? Adică dacă ați discutat înainte, așa spuneți că și ați convenit că nu va fi băgat pe sub masă, păi tu vitaman în ședința aia și bagi pe sub masă, enervându-ți colegii. Eu vă spun ceea ce am constatat la nivelul conducerii USR Plus și atunci și imediat după, și anume că atât premierul Câțu, cât și persoanele din anturajul său ne-au subestimat în ceea ce privește felul în care noi chiar ne doream acele reforme, au considerat că pentru noi important este să rămânem la guvernare cu orice preț, că e suficient să ne mai dea pe la nas cu câteva posturi sau cu amenințarea că vom pierde posturile din guvern și că asta ne va readuce înapoi la masa negocierilor. Ceea ce însă a subestimat domnul Câțu este că noi chiar eram în acea coaliție și în acea guvernare pentru că ne doream să facem ceva. Și atâta timp cât acele reforme nu s-au întâmplat și când comportamentul domnii sale ne-a dat clar de înțeles că nu este, de fapt, cu bună credință angajat să le îndeplinească, atunci reacția noastră, din punctul meu de vedere, a fost cât se poate de firească. Nu puteam să mai continuăm cu acest premier pentru că ceea ce doream să facem, și nu pentru noi, ci pentru ceea ce considerăm că e important pentru români și pentru țară, nu se făcea. Bun, revenind la acea zi, în care s-a rupt căruța guvernamentală, păi în momentul când a văzut premierul reacția USR Plus de după dimineața aia cu ședința de guvern, păi a venit seara cu revocarea ministrului Justiției. Adică da, asta a fost ultima măsură care dacă ne mai păi lăsa... A fost premeditat tot scenariul ăsta sau... Se vorbea de mult timp deja de faptul că domnul Stelian Ion nu este pe placul premierului sau pe placul președintelui sau pe placul altora. Erau, cel puțin noi consideram că sunt speculații și speram în continuare, repet, în buna credință a partenerilor noștri în ceea ce privește și persoana domnului Stelian Ion și ceea ce voia dumneavoastră să facă acolo, pentru că nu era pe persoană fizică Ministerul Justiției, ci era pe niște angajamente luate în coaliție la începutul guvernării. Ceea ce s-a întâmplat în acea zi și faptul că cu refuzul nostru de a marșa la acea manevră de a trece PNDL-uri fără avize, fără o discuție prealabilă în coaliție, fără un acord în coaliție, prin ședința de guvern, de a forța practic acel pas, urmat de demiterea domnului ministru Ion, pentru noi a fost un semn clar că premierul Câțu nu își dorea, de fapt, nici acele reforme care țineau de justiție și pe care domnul Stelian Ion urma să le îndeplinească și, în mod evident, și-a dorit cu orice preț să treacă PNDL-ul în acea formă care pentru Florin Câțu, în mod evident, însemna mulțumirea unor primari de care avea nevoie la Congres. Riska, este singura concluzie pe care o putem trage. La acel moment risca să rupă coaliția. Adică, în mod evident a fost mai important Congresul. PNL. Eu nu știu ce au făcut strategii PNL în acele zile, vă spun sincer. Dar singura concluzie pe care o pot trage este că pentru Florin Câțu a fost mai important Congresul PNL, a fost mai importantă disputa lui cu Ludovic Orban decât a fost coaliția. Și a sperat, cum spuneam la început, subestimându-ne determinarea de a sta foarte ferm pe angajamentele noastre, el a sperat că va trece ușor, va trece poate ca și în primăvară, o să ne supărăm câteva zile și după aia revenim la masa negocierii, ceea ce noi nu suntem pregătiți să facem până când nu o să mai discutăm despre ce se va întâmpla. Paradigma. Pe de altă parte, vedem că au apărut niște sondaje de opinie și nu pare că a câștigat vreo tabără ceva puncte, adică PNL-ul vedem că e într-o cădere liberă, dar pe de altă parte nici USR Plus nu vedem că ar capitaliza
Bun, e adevărat, sunt case de sondare, afiliate sau, mă rog, cu diverse subtilități politice, mai mult sau mai puțin, dar se simte asta că nu e într-o creștere USR Plus. Și atunci tot tămbălăul ăsta nu cumva ajută opoziția? Eu cred că este important să înțelegem de ce facem noi ce facem. Așa cum spuneam, nu facem nici pentru posturi, nu facem nici pentru a fi la guvernare, doar de dragul de a fi la guvernare, așa cum nu facem nici pentru puncte electorale sau pentru scor electoral. Nu de aceea am luat poziția pe care am luat-o. Noi ne-am luat niște angajamente în fața electoratului nostru. Lucruri pe care le considerăm importante și nu pentru că noi credem în ele, ci pentru că, cel puțin din campania pe care am făcut-o înainte de 2 ani de zile încoace, acestea înțelegem că sunt prioritățile românilor. Pentru aceste reforme și pentru acel program de guvernare, noi considerăm că trebuie să rămânem consecvenți pe ceea ce ne-am angajat. Și dacă asta ne aduce un punctaj electoral mai mare sau mai mic, asta este un lucru subsidiar, câtă vreme noi reușim să livrăm ceea ce ne-am propus să livrăm. Da. Bun, e congres la PNL. Hai să luăm următorul scenariu. E favorit, așa arată lucrurile și în partid și cei de afară, mă refer la PNL, va ieși Florin Câțu. Deci luăm în calcul scenariul ăsta. Ce se va întâmpla în condițiile astea de luni încolo? Adică ne putem aștepta la o reluare a discuțiilor între PNL și USR cu Florin Câțu, președinte de partid și până una alta și premier? Sau veți merge, dacă veți fi chemați, cu o condiție, două, trei? Totul depinde exclusiv de înțelepciunea pe care Partidul Național Liberal o va demonstra de luni încolo. Deci, până la un punct, eu pot înțelege că acest congres a fost foarte important pentru partid, este important pentru Partidul Național Liberal. Pentru orice partid. S-a investit foarte mult în această echipă câștigătoare cu Florin Cățu în frunte și că era mult prea târziu să mai facă o schimbare, pentru că chiar și statutar nu se mai putea intra în congres cu alt candidat. Cu a treia cale, nu? Cu a treia cale. Nu cred că e bine pentru țară, că stăm cu toți într-un picior după congresul PNL, dar în fine, să spun, pot înțelege condiționalitățile pe care leadership-ul PNL le-a avut în acest context. Însă ce nu mai pot înțelege, începând de luni încolo, este dacă decizia PNL este să rămână în continuare în spatele unei atitudini care nu demonstrează dorința de a continua această coaliție. Deci, pe de o parte, ceea ce noi am înțeles, și de altfel noi am spus-o foarte clar de la bun început, că noi ne dorim și credem în continuare că aceasta este singura coaliție, singura variantă, așezare, posibil, să spun, politică la acest moment în Parlament, care poate să ne ducă la îndeplinirea unui program de guvernare coerent, bun pentru România până în 2024. Până la un punct din declarațiile PNR, am înțeles că și ei cred și doresc același lucru. Eu sper că, odată trecută tensiunea aceasta a Congresului, luni se va reveni la înțelepciune și că vom avea din partea PNL o ofertă care să nu îl includă pe domnul Câțu. Condiția noastră este foarte simplă, foarte clară. Nu negăm dreptul PNL-ului, sau nu se spun drept, dar căderea pe care PNL-ul, ca partid majoritar în coaliție, îl are de a propune un premier. Nu. Gândiți-vă că Florin Câțu, premierul, da, pe care îl contestați, va fi în momentul, da, acela. Deci mergem în continuare, da, pe scenariul. Dar un președinte de partid, președintele unui partid mare, care se pretinde un partid mare, deși cred că acum își joacă și acest statut, eu cred că președintele unui partid trebuie să gândească dincolo de propria persoană. Adică să facă el un pas în spate. Nu e un pas în spate. Este președintele partid care decide un premier. Am avut și pe Ludovic Orban, îl avem încă președinte de PNL, fără să fie premier. Și sunt multe cazuri și în istoria noastră recentă, politică, și în alte state europene, în care premierul nu este neapărat președintele partidului dominant. Deci, repet, este la latitudinea PNL acum, de luni încolo, să înțeleagă importanța acestui moment, să demonstreze că, într-adevăr, această coaliție este importantă și pentru ei și să vină cu o propunere de premier care să nu fie domnul Câțu și care să ne demonstreze și nouă și colegilor de la UDMR
că în acea formulă putem să reluăm programul de guvernare și putem să facem ceea ce scrie acolo. E foarte simplu pentru noi. Da, îl vedeți pe Florin Cățu să facă acest pas? Sau pe cei din jurul lui să determine să renunțe la... Eu mă bazez pe înțelepciunea colectivă a PNL, mai degrabă pe înțelepciunea individuală a lui Florin Cîțu, pentru că pe aceasta individuală, din păcate, am văzut-o în ultimele luni, în ultimele săptămâni și nu ne-a convins. Însă Florin Cîțu, chiar și președinte al PNL, nu poate, cred eu, decât dacă PNL-ul a devenit un partid atât de autoritar încât președintele dictează și face tot, nu cred că poate să ia o decizie dacă restul partidului, restul conducerii partidului nu este de acord cu ea. Bun, și dacă v-ați transforma pentru, nu știu, câteva zeci de secunde în analista, ce credeți că se va întâmpla în PNL de luni încolo? Adică vor face cu toții, vor face un sfat al înțelepților și vor ceda? Eu cred că da. Eu sper că da. Dacă vor ceda sau nu este decizia dumneavoastră, nu vreau să speculez. Mă mai bazez și pe o intervenție, din păcate, de ultim moment, pentru că era mult mai bună dacă se întâmpla mai înainte, din partea președintelui Iohannis. Dar, apropo, unde a fost președintele în toată perioada asta? E bună întrebare. Poate o pune și dumnealui cineva. La golf? Nu vreau să merg pe această anecdotă de ultim moment. Dar e clar că, din punctul nostru de vedere, președintele Iohannis trebuia să fie mult mai prezent. Cel puțin mult mai prezent acum, de la începutul acestei crize, pentru că domnia sa are acest atribut constituțional de arbitru politic, mai ales în astfel de situații. Au fost momente în istoria recentă a României când președintele actual a fost extrem de implicat, adică chiar și în pandemie la un moment dat și în multe alte chestiuni, în vremea lui Dragnea, să spunem, cu PSD-ul, când au luat-o pe arătură, să spunem așa. Dar atunci a fost mai simplu. A fost mai simplu. De data asta vedem, trec săptămânile și aproape nu l-am văzut. L-am văzut pe la Constanța de pe 15 august. Și noi avem aceeași întrebare, adică să știți. Unde a fost? Adică, mai ales în acel context, și cred că s-a văzut, noi am făcut și apeluri publice, la avea o discuție la acel nivel, pentru că o consideram... Da, a fost o discuție. Nu doar utilă, o consideram esențială. A fost o discuție... A fost Dan Barna, că Dacian Cioloș era la... Am fost invitat la asta după ce criza, să spun, se împlinise, după ce... Era tardiv, nu? Era tardiv, trebuia atunci, în prima săptămână, de fapt, să avem acele discuții. Noi le-am cerut prin vocea celor doi copreședinți, și Dan Barna și Dacian Cioloș. Noi am solicitat președintelui să avem o discuție înainte ca lucrurile să escaladeze la nivelul la care escaladase după prima săptămână de criză. Însă nu am primit niciun semn de la Cotroceni. Invitația a fost târzie, din punctul meu de vedere, și ea nu a dus la vreo discuție. Bun, ca să tragem o linie, înțeleg că USR Plus așteaptă o înțelepciune din partea partenerilor de coaliție și a președintelui, am putea spune, da? O renunțare imediată, nu la Florin Cîțu premier, chiar dacă el poate, că veți discuta cu el în calitate de președinte al partidului, adică nu veți contesta, nu stați la masă cu Florin Cîțu. Bineînțeles, Partidul Național Liberal își alege președintele, pe cine alege deci, partidul. Dacă nu se întâmplă asta, mai e cale de împăcare? Adică dacă ei vor veni, domnule, Florin Cîțu rămâne premier. E posibil să... Noi nu vom reintra într-o guvernare cu Florin Cîțu premier. Bun. Asta este o poziție care nu ne... Am înțeles. A doua chestiune care se discută foarte mult tot dinspre zona PNL e poate că PNL-ul va veni într-o a doua etapă, să spunem, poate nu din prima, a spus luni. Vom vedea, că s-ar putea să... Nu știm care luni. În a doua etapă să spună da, bun, renunțăm la Cîțu, dar renegociem structura și împărțirea portofoliilor. Adică, nu știu, transporturile le vrem noi, ce mai avea? Fondurile europene sau ce mai avea USR Plus, portofoliul lui Ghinea, la noi. La voi, sănătatea la noi. Am văzut și luați voi cultura, că am văzut acest o declarație scenariu, de genul ăsta declarația și poate mai luați Bogdan. Ceva, nu știu. Da, o punem la categoria încercări de tatonare și poziționare politică din partea unor lideri PNL înainte de ceea ce ar trebui să fie niște discuții serioase, și noi suntem pregătiți să avem niște discuții serioase, nu să încercăm fiecare să ne demonstrăm unii altora cât de puternici suntem.
Repet, primul pas care trebuie să se întâmple pentru ca niște discuții serioase să aibă loc este o propunere nouă de premier. De la acel pas încolo, noi suntem la masa discuțiilor și la masa negocierilor. Bun, da, pentru că se orice... poate rediscuta inclusiv formula din punctul nostru de vedere, nu e nevoie adică de așa ceva. Va fi un nou guvern sau doar pleacă șeful și din punctul nostru de vedere, și rămâne... nu e nevoie de așa ceva, pentru că avem deja un program de guvernare care nu a fost simplu de negociat. Deci dacă vă amintiți acele momente din decembrie anul trecut, am stat câteva zile bune, aproape o săptămână, de dimineață până seara, pentru a negocia acel program de guvernare, care e un program bun de guvernare, dacă am reușit să-l îndeplinim. Din acest motiv, eu cred că a reintra acum într-o logică în care redeschidem totul, o luăm de la capăt și cu portofolii și cu program de guvernare, nu aduce nimic bun și riscă din nou să slăbească coaliția și să dea și o imagine de slăbiciune, de vulnerabilitate pentru tipul de construcție politică solidă pe care noi vrem să-l construim. Dar, repet, pentru noi, primul pas este un nou premier. Reîncepem discuțiile. Discuțiile acelea pot fi sau trebuie să fie pe același program de guvernare. Repet, ar fi păcat să o luăm de la capăt. Și pe formula guvernamentală pe care am negociat-o deja în decembrie. Bun, să spunem că veți face niște pași, acum mergem în ipoteza în care veți avea câștig de cauză și PNL face unul sau doi pași chiar în spate, veți formula, nu știu, o listă, 4-5 chestiuni de la care nu vă abateți pentru că reintrați la guvernare, dar peste 8 luni, 9 luni ne trezim în același punct. Și exact. Vom vedea că USR Plus spune iar. Păi două tururi, păi Siju, nu știu, s-a exact făcut, asta nu vrem făcut. Să se întâmple și atunci... de aceea pentru noi reîntoarcerea în această formulă guvernamentală și în această coaliție depinde în primul rând de acel pas 1, dar depinde foarte mult și de conținut. Am văzut, așa cum bine spuneți, am avut un program de guvernare, tocmai l-am lăudat mai înainte, dar din care n-am reușit să facem foarte multe lucruri pe care ni le propusesem în primele 100 de zile de guvernare. Ceea ce înseamnă că dacă e să reconstruim credibil această coaliție și să ne reașezăm într-o formulă guvernamentală serioasă, trebuie să avem și un calendar asumat de noul premier și asumat în noua coaliție, în așa fel încât fiecare să fie răspunzător pentru partea de angajament pe care și-a luat. Adică inclusiv termene clare pentru inclusiv chestiuni termene clare, concrete, nu? Dacă vă uitați la discuția și la rezultatul discuției pe care l-am avut în Comitetul Politic al USR Plus acum două săptămâni, când noi am scos o rezoluție adoptată unanim de către Comitetul Politic, acolo se spune foarte clar că ne dorim un calendar și nu l-am pus întâmplător acolo, pentru că toți colegii noștri asta au cerut. Nu mai vor să vadă că rămânem dependenți de un joc politic, fie în Parlament, fie în Guvern, care să întârzie niște pași asumați pe niște chestiuni importante. Că e SIJ, că e reforma administrației, că sunt toate elementele importante de reformă pe care noi le dorim. Deci, în această reașezare, în această renegociere pe care o să o facem, noi vom intra, așa cum de altfel a făcut-o și în decembrie anul trecut, nu cu posturile. Repet, pentru noi, posturile unor oameni sunt doar un mijloc către un scop. Scopul pentru noi este să facem acele reforme pe care ne-am angajat. Posturile apoi sunt cele care ar trebui să susțină îndeplinirea acelor reforme. Deci noi vom intra cu un pachet de elemente importante din programul de guvernare și suntem pregătiți să le ascultăm și pe cele ale colegilor noștri, și pe cele de la UDMR, și pe cele de la PNL. Prioritățile politice, care pot fi diferite, pentru că totuși suntem trei partide cu platforme politice diferite, ele nu avem nicio problemă să le punem unele lângă altele, să le prioritizăm, să facem un calendar asumat și atunci toți miniștrii și în Parlament, la fel, toate cele trei forțe în Parlament, să lucreze pentru îndeplinirea acelui calendar. Asta este formula pe care noi o vedem viabilă la acest moment și care ne poate readuce credibil într-o formulă de coaliție. Da, nu credeți că pe undeva multă lume din PNL, mulți liberali, poate nu din frunte, dar, nu știu, eșalonul 2, 3, din șef de filiale, primari, chiar își doresc ruperea legăturilor cu USR pentru că e cam enervați? Acum se cerne adevărul. Acum se cerne adevărul și adevărata, îți răznesc să spun, adevărata față a Partidului Național Liberal. Știți că
au fost foarte mulți care au spus că, de fapt, PNL-ul, dacă lăsăm ideologiile deoparte, care oricum se cam amestecă în aceste zile, și se cam suprapun, până la urmă, dacă ne uităm la modul lor de a face politică, nu diferea foarte mult de ceea ce făcea PSD-ul înainte. Nu vreau să spun că PSD egal PNL. Nu asta vreau să spun. Însă, dacă mă uit într-adevăr la poziționările din ultimele săptămâni doar, nu mai spun de anumite semnale date în ultimele luni, dar dacă mă uit la poziționările din ultimele săptămâni, dacă mă uit la felul în care PSD și PNL și reprezentanții lor în Parlament au acționat conjugat, articulat, coordonat în a bloca demersul democratic al moțiunii de cenzură, în a se asigura că pierdem pași importanți și a ne juca pe procedură, cum se spune, în așa fel încât această moțiune să nu fie dezbătută înainte de Congres, atunci da, și noi ne punem întrebarea dacă PNL-ul ca întreg își dorește într-adevăr o agendă reformatoare alături de noi sau își dorește mai degrabă o colaborare pe masă sau pe sub masă cu un PSD care poate le este mult mai confortabil ca un partener, cum spun, asumat sau neasumat decât suntem noi. Dar asta doar ei o pot decide și, repet, este un semnal pe care îl dau și electoratul și trebuie să răspundă în fața lui de acest semnal. Bun, luăm o pauză, apoi ne întoarcem și încercăm să vedem cum va arăta România cu un guvern minoritar. Vorbim și despre Congresul USR Plus, dar și despre proiectele Moldovei și ceea ce, sau mă rog, viziunea USR Plus asupra proiectelor din Moldova. Pauză, apoi ne întoarcem.